L Avem acum la microfonul Media Sud pentru reacțiile imediate de după meci pe finanțatorul formației învinse astăzi, formația oaspete, fotbal club municipal Târgoviște. Domnule Fotic, a fost un meci în care speranța a murit chiar la ultima fază. Cu ce așteptări veniți la roșuri? Uh, sincer să fiu, am venit să iau un punct. Deci nu am venit să iau altceva, un punct care și dumneavoastră l-ați luat în minutul 94 la Târgoviște, iar noi în minutul 93 sau 94 am pierdut 3 puncte. Eu vă felicit pentru tot ce se face la, aici, la telerman, și cred după părerea mea că mâine cu oamenii care am văzut pe lângă echipă veți fi foarte puternici. Mâine, nu chiar mâine, probabil sezonul următor, Uh, echipa va căpăta mai multă experiență și acest lucru uh, se va și vedea. Referitor la FCM Târgoviște, uh, domnule președinte, ce obiective mai aveți? Sunteți acolo jos, uh, emoțiile continuă. Da, nu, nu avem emoții pentru că avem echipă bună și sperăm să batem uh, încă multe echipe care cred că deja sunt pe podium.